Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem astăzi la Europa FM are doar 25 de ani și scrie cumva istorie în digitalizarea României, mai precis în digitalizarea primăriilor, însă ceea ce l-a adus în atenția opiniei publice în ultimele săptămâni este o breșă de securitate la acel mult lăudat sistem prin care oamenii sunt invitați să-și plătească mai ușor toate dările către stat. Despre ce este vorba și cum a făcut descoperirea ne lămurește Alexandru Panait. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Hai să o luăm cu începutul. De ce te-ar preocupa pe tine digitalizarea României și nu te-ai gândit la cu totul și cu totul altceva? Ca și background, vin din zona de cryptocurrency, care acum este foarte în vogă. Și suntem dezvoltatorii, împreună cu echipa mea, suntem dezvoltatorii primului proiect de cryptocurrency din România, numit WebDollar, care este o monedă digitală ce are în spate tehnologia blockchain. Tehnologia blockchain fiind, din punctul meu de vedere, tehnologia care va schimba lumea și felul în care funcționează toate sistemele tehnologice. Iar în primă instanță aceasta are un prim prototip, care acesta este Bitcoin și care vedem că prinde din ce în ce mai mult amploare. Venind din zona aceasta, în administrația publică, în momentul în care mi-am înființat o firmă, am văzut cât de greoi poate să fie să operezi din punct de vedere legal cu o firmă și atunci am zis că nu există așa ceva, nu se poate. Nu se poate ca atâtea idei, atâta potențial să fie îngropat din lipsa unor tool-uri prin care să poți să-ți pui ideea foarte rapid în practică și să începi să generezi venituri ca să o scalezi. Momentul în care m-am gândit cum ar trebui să se schimbe acest lucru, în acel punct am început să studiez cam care sunt fluxurile, care sunt elementele din administrația publică și ușor, ușor am pus la punct o aplicație care în primă instanță este dedicată primăriilor, dar care a fost gândită în așa fel încât să poată să scaleze la nivelul tuturor instituțiilor, iar structurile de date din aceasta să se poată interconecta, pentru ca un om când intră pe viitor, de fapt când o să intre pe aplicație, să selectezi un eveniment de viață, spre exemplu vânzarea unei mașini, și printr-un singur click să se emită evenimente în toate sistemele care trebuie să dețină date despre acea acțiune, în toate instituțiile, și totul să se întâmple dintr-un singur loc, printr-un singur click, fără să trebuiască să îți pui viața în pericol în contextul pandemic stând la cozi, fără să trebuiască să faci multe alte lucruri care în mod normal n-ar trebui să existe în secolul 21. Bun, dar cum îți explici că n-a venit nimeni până acum cu ideea asta? Dacă ați putut voi să o faceți și vorbește lumea că e nevoie de experiență, de studii multe, de fezabilitate, de timp. Iartă-mă, voi aveți 20 și ceva de ani toți în echipă. Ați venit voi și schimbați lumea. La oaltă, cred că adunat, avem cât cei care conduc împreună, ca și vârstă. Da, într-adevăr, noi am venit cu, avem să spun așa, avantajul că n-am cunoscut administrația publică îndeaproape și din punct de vedere neurologic, noi nu avem hărțile mentale prin prisma cărora funcționează marea majoritate a oamenilor care au avut tangențe cu administrația sau care chiar lucrează în administrație. În condițiile în care nu suntem la nivel mental programați în așa fel, ne este foarte ușor să identificăm oportunități de îmbunătățire și să vedem o altă perspectivă a modului în care ar trebui ca lumea să funcționeze. Motiv pentru care spun eu că suntem candidații ideali pentru a implementa un astfel de sistem, pentru că nu venim deloc cu paradigma veche, ci venim cu cea nouă direct. Acum, o problemă mare pe care o întâlnim și o să o întâlnim din ce în ce mai des este ca să obișnuim oamenii că tehnologia vine în ajutorul lor, nu este un bau-bau care vine să le ia locul de muncă, ci din contră. Vine să-i ajute, să-și eficientizeze activitatea și să le permită liderilor, instituțiilor să aibă suficiente resurse pentru a investi în oameni. Adică, într-un final, trebuie ca cineva să înceapă să investească și în funcționarii publici din administrația publică, pentru că lucrul ăsta se întâmplă extrem de puțin. Iar când un om se angajează în administrația publică, din păcate se plafonează, pentru că sistemul nu este format să investească în oameni. Iar sistemul din România, din păcate, investește doar cât ești în zona de educație, universitar sau la liceu, și după
în sistem nu se mai investește atât de mult. Doar pe anumite specialități, să spunem tehnic, cu siguranță STS-ul investește în oameni, dar pe parte de funcționari publici lucrul acesta nu se întâmplă și este bine să se investească în continuu în oameni, pentru că oamenii aduc valoarea în societate, în instituție, și dacă oamenii nu au parte de o oportunitate de a evolua continuu, atunci își scad și ei nivelul de să spunem de viață, de bunăstare, și odată cu asta scade și productivitatea. Alexandru Panait, cât de greu este să convingi o primărie, o administrație publică să se digitalizeze, să simplifice cumva procesele prin intermediul tehnologiei? Aici aș putea să vin cu mai multe variante, pentru că am, să spun așa, am tatonat piața și am văzut diferite tipologii. Cel mai întâlnit aspect ar fi următorul, că funcționarii văd tehnologia, li se pare interesantă și după ajung în vechea paradigmă și spun că nu avem timp să învățăm ceva nou, ne complicăm. Și asta ține și de, să spunem, de presiunea care este pusă pe aceștia. Și e normală, fiindcă volumul de muncă a crescut, aparatul administrativ nu a crescut semnificativ încât să poată să acopere volumul de muncă care este în administrație. Modul în care funcționează administrația este momentan extrem de ineficient, iar prin digitalizare reușești ca să pui toate aceste elemente în pozițiile cheie, ca totul să se fluidizeze frumos. Bun. Ajungem și la punctul în care ai identificat o breșă în Sistemul Național de Plăți Electronice. Cum s-a întâmplat și cum de n-a văzut-o nimeni? Pentru că este un sistem administrat de niște experți pe care ne bazăm și pentru securitatea națională. Acum trebuie să menționez că problemele de securitate pot apărea la orice nivel. Vedem și cazul Facebook, care au un capital extraordinar de mare și au cei mai buni specialiști din lume, și cu toate astea s-a întâmplat și acolo. Deci problemele de securitate sunt o normalitate în secolul 21 și întotdeauna există loc de îmbunătățiri. În cazul ghișeului.ro, problema de securitate, pentru a fi identificată, era nevoie de un, așa cum a spus și Dan Câmpeanu, de o experiență extraordinar de bună pentru a putea identifica că acolo este ceva care nu este în regulă și pentru a putea face analiza necesară prin care să înțelegi mecanismele din spate și să identifici că e o potențială breșă de securitate care, dacă ar fi exploatată, datele a între 10 și 19 milioane de români ar fi fost pus în pericol. Cred că ar fi fost câteva zeci de milioane de intrări de date. Dacă cineva ar fi exploatat această breșă de securitate, am fi asistat la cel mai mare eveniment cibernetic la nivelul unui guvern care a existat vreodată. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Și în momentul în care am raportat echipa CERT.ro împreună cu echipa de la ADR, a fost extraordinar a dat dovadă de profesionalism și de înțelepciune de a remedia rapid acea breșă de securitate. Cum am descoperit breșa de securitate? Mă contactase un client din portofoliul nostru de primării care voia să se integreze cu ghișeul și îmi spunea că ar avea nevoie de asistență în acest sens. În momentul în care l-am întrebat, primul lucru pe care l-am făcut, l-am întrebat dacă are cont pe ghișeul.ro și a zis că nu. Și am întrebat, aveți nevoie de ajutor pentru a vă crea un cont? Și am zis, da, te rog. Am început să creez contul, iar în momentul respectiv, în timp ce parcurgeam fluxul care a fost parcurs de puțin peste un milion de oameni, am sesizat acea problemă de securitate. Moment în care am luat legătura cu avocații de la Asociația Blockchain din România, care m-au îndrumat exact cum trebuie să fac să protejez informația și să pot să o raportez către organele abilitate spre a fi rezolvată. S-a întâmplat după aia ceva remarcabil în România. Autoritățile au recunoscut că le-a fost raportată o eroare și au comunicat. Ce s-a schimbat pentru tine după ce a devenit această informație publică și asumată de o autoritate publică? Într-adevăr, faptul că autoritățile au recunoscut este o dovadă de maturitate și de asumare a
oamenilor cheie care sunt acum în aceste organisme ale statului și faptul că au recunoscut a fost apreciat atât de mine cât și de alte persoane care nu se așteptau să se întâmple acest lucru. Ceea ce pentru mine este un semn că suntem pe drumul cel bun și că România începe să meargă spre o normalitate. Pentru că știți cum este? Noi ca oameni suntem expuși erorilor și putem în viața oricând să facem erori și trebuie să fim de asemenea înțelegători pentru că oricine poate să pățească. Și vedem din nou cazul Facebook, au pățit-o la acel nivel. Ce s-a schimbat pentru mine a fost faptul că am primit într-adevăr aprecierile și mulțumirile celor din CERT, Centrul Național de Răspuns la Incidente pentru Securitate Informatică și ADR. Și acest lucru pot să spun că este o realizare. Acum mi-aș fi dorit ca să spunem așa, să fiu invitat de către aceștia. De fapt, să o spun altfel. Dacă eu aș fi avut niște sisteme informatice și aș vedea că un puști până la urmă, cam 25 de ani, ar identifica anumite lucruri în sistemele naționale, eu mi-aș dori ca acel puști să lucreze cu mine. Mie asta mi s-ar părea înțelept, adică având în vedere că toate echipele care au fost alocate pentru acele proiecte au reușit să dezvolte într-un mod bun proiectul, dar cu toate astea se putea și mai bine, atunci aș avea nevoie de toate resursele care pot aduce valoare să se alăture aceleași cauze care este digitalizarea României și aducerea României pe un făgaș normal. Înțeleg că n-ai primit o ofertă de job nouă. Oferte de job, sincer, chiar dacă aș primi, n-aș accepta, nu mă văd având un job, dar o ofertă de colaborare cu tot dragul. Ba, din contră, chiar m-am dus eu spre autorități și le-am spus că sunt dispus să colaborez pentru a accelera prin prisma a ceea ce facem noi, sistemul pe care l-am creat, digitalizarea în România și în special faptul că sistemul nostru a fost gândit tocmai pentru a rupe această paradigma necesității unei perioade lungi de timp pentru a se digitaliza și a accelera cât mai mult cu putință. Cel puțin din punct de vedere tehnologic putem să accelerăm extraordinar de rapid procesul de digitalizare. Spre exemplu, când a luat spitalul din Piatra Neamț foc, atunci am luat și eu foc pe dinăuntru și m-am hotărât ca sistemul pe care l-am creat să-l pun la dispoziție pentru toate primăriile orașelor din România și în doar 3 zile peste 300 de primării aveau portal, registratură, totul la noi în platformă, securizat și cetățenii puteau să intre și să interacționeze cu administrația. Și le-am prezentat această oportunitate. Acum cu siguranță am, să zic, încrederea necesară că vor lua o decizie înțeleaptă în ceea ce privește digitalizarea administrației publice ca să se întâmple într-un mod cât mai eficient, cât mai rapid și singurul, să spunem, impediment să fie doar pregătirea personalului în exploatare, care și acela, odată ce pregătești niște tineri din nou care înțeleg sistemele informatice, se pot duce și să împărtășească această cunoaștere a tehnicii moderne cu funcționarii din administrație. Alexandru Panai, tu ce câștigi din toată digitalizarea asta a primăriilor? În momentul de față, surprinzător, investiția pe care am făcut-o a fost... Dacă e să o raportăm, investiția a fost făcută din cripto, având în vedere că piața cripto a crescut extraordinar de mult în ultima vreme, acum aș fi fost milionar în euro din investiția respectivă. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, am ales să investesc în a adăuga valoare în societate, în a nu specula și pentru mine asta e cea mai mare împlinire. Dacă o să văd că alegerea de a adăuga valoare în societate în detrimentul alegerii intereselor personale va aduce într-adevăr rezultate reale și va schimba viețile a milioane de români, atunci pentru mine asta va fi un rezultat fascinant. Cei mai mulți tineri arată cu degetul spre alții și spun că așteaptă schimbarea de la alții mai maturi, alții care au mai multă experiență. De ce în cazul tău ai simțit tu nevoia să fii cel care generează schimbarea și mai mult să-ți pui și resursele pe care, uite, la o vârstă destul de fragedă ai reușit să le acumulezi? Da, eu cred că este vorba de curaj. În primul rând am observat, din păcate, în România, că marea majoritate a oamenilor identifică cu succes problemele din societate. O parte din ei vin și cu soluții, dar în a implementa soluțiile se întâmplă extrem de rar. Spre exemplu, și pe la 19-20 de ani am participat la diferite
întâlniri în cadrul Parlamentului și nu numai, pentru a aduce o schimbare în societatea în care trăim. Și am observat cu tristețe faptul că erau foarte multe idei, foarte multe brainstorming-uri, dar nimeni, absolut nimeni, nu începea să facă ceva. Și am rămas cu acest lucru încă de atunci, de când eram mic, în minte. Și în momentul în care am avut oportunitatea să îmi dau seama că asta este ceea ce vreau să fac, atunci am început să găsesc soluții. Nu doar să identific problemele, nu doar să vorbesc despre ele, să arăt cu degetul, ci și să fac ceva în acest sens și să arăt că se poate face. Dacă ai o viziune clară și știi unde vrei să ajungi și începi să lucrezi pas cu pas la fiecare nivel ca să poți să ajungi în acel punct, atunci cu siguranță timpul este singura problemă peste care vei da. Problema în adevăratul sens al cuvântului. În rest există doar situații, iar situațiile au rezolvări. Pentru cei care sunt de o vârstă cu tine, ce sfat le-ai da? Cum să înceapă să abordeze o afacere? În primul rând să își pună, cum au caii, ochelarii respectivi, să vadă doar unde simt că își doresc să ajungă, să nu se uite în stânga și în dreapta la ce spun ceilalți, pentru că întotdeauna ceilalți își vor dori să te țină la nivelul la care sunt ei. Iar în momentul în care ai puterea necesară ca să depășești acest lucru, atunci cu siguranță succesul este doar la o aruncătură de băți. Care a fost... Trebuie să mergi pe acel drum și să ajungi acolo. Care a fost cea mai dificilă lecție pe care ai primit-o în anii ăștia de antreprenoriat? Pot să zic că calea antreprenoriatului este un drum anevoios și că cel mai important lucru pentru un antreprenor și pentru un tânăr care își dorește să facă lucrurile altfel, să iasă din normalitate, este să-și asume faptul că va avea extraordinar de multe eșecuri, că în momentul în care va avea aceste eșecuri, ele sunt doar o etapă prin care învață cum să se perfecționeze, cum să evolueze ca să poată să meargă înainte mult mai eficient. Și de regulă oamenii, din păcate, au tendința de a se împiedica de pietre pentru că nu își dau seama că sunt mai presus de problemele pe care le întâmpină, iar în momentul în care devin mai obiectiv și privesc lucrurile din afara problemei, din afara scenei, atunci au cu siguranță șansa să-și dea seama de faptul că problemele pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi nu sunt de fapt atât de mari pe cât vrem noi să le facem să pară. Și în momentul în care reușim să surmontăm această situație, atunci cu siguranță viața noastră va arăta diferit. Alexandru Panait, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mulțumesc și eu pentru invitație. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Paul la Europa FM.